X8, greul gamei McCormick, este mai mult decât un tractor. Cu 310 cai putere, design ultramodern, ancorat într-un șasiu cu amortizoare antivibrație, această forță a naturii, echipată cu noul motor Beta Power, are o stabilitate uluitoare și e perfect echilibrată. E în mâna ta șansa de a avea această minunăție de la Apan. Super tractorul McCormick X8. Optezi pentru el? Lumin, girafa. Neața, bună dimineața! Astăzi Meco o să meargă prima oară cu Bacu. O experiență nouă și pentru mine, desigur. Ne-am îndreptat spre localitatea Smordan, locul de traversare a Dunării. În timp ce așteptam să vină Bacul, mă uitam cu emoție la fâșia îngustă pe care urma să trec pentru urcare. În spatele meu așteptau câteva tiruri și alte autovehicule. Mă gândeam că toți șoferii așteptau cu interes să vadă cum urcă o blondă cu tractorul pe Bac. Acum trebuie să înțelegeți care era perspectiva mea. M-am simțit ca gimnastele pe bârnă. De la volanul tractorului nu vezi unde calcă roțile. Tot ce poți face este să proiectezi mental botul tractorului pe mijlocul drumului și cu încredere să menții direcția. Aveam impresia că tractorul va intra milimetric pe acest podeț îngust. O probă de maestrie care mi-a ridicat pulsul până la cer, dar care mi-a dat satisfacția că am executat-o la fel de bine ca profesioniștii care priveau totul din spate. Cum a fost? Mamă, probă de maestrie! M-au trecut de Mi-am luat locul pe Bac și mă gândeam la rutina oamenilor din zonă nevoiți să facă aceste drumuri pe Dunăre de fiecare dată când vor să treacă dintr-un județ în altul, de multe ori cu cereale sau alte materii prime. De ani buni se tot vorbește despre asociere. S-a încurajat crearea cooperativelor. Multe au fost realizate doar pentru a se specula unele măsuri, însă cei care chiar au înțeles valoarea conceptului împreună s-au dezvoltat, au cifre mari de afaceri și vocea lor contează la masa negocierilor. Am un exemplu în acest sens, cooperativa BraiCoop din județul Brăila. Aici, 56 de fermieri cu suprafețe între 7,5 hectare și 1240 de hectare s-au reunit și muncesc împreună 17.000 de hectare. După 11 ani de la înființarea cooperativei, chiar au ce spune. Pe parcursul acestor 11 ani nu a fost totul atât de roz sau frumos. Am avut și probleme, am avut și dificultăți. Punând în balanță lucrurile negative și lucrurile pozitive, au cântărit cel mai mult lucrurile pozitive, drept pentru care continuăm să ne dezvoltăm. Privind puțin în urmă, când fiecare fermier își desfășura activitatea independent, aceste contracte erau doar puse pe masă și spunea îți convine bine, nu-ți convine iarăși bine. În momentul acesta, contractele sunt negociate. Mai e mult de lucru și la capitolul acesta, nu totul este așa cum ar trebui, dar cu pași mici și siguri vom ajunge acolo unde trebuie. Am avut și fermieri care au fost doar oportuniști în cooperativă. Au venit, au încasat beneficiile care și le-au dorit pe termen scurt, drept pentru care nu au mai respectat regulile impuse de noi de cooperativă și au fost automat excluși. Atât timp cât un fermier este serios cu această cooperativă, toți vom câștiga. La sosirea mea, în curtea cooperativei, erau peste 20 de fermieri și au făcut timp să mă cunoască și să stăm de vorbă, iar mie mi-a făcut plăcere să le ascult părerile. Discuția cu acești fermieri o puteți vedea pe canalul de YouTube Jurnal Agricol de Călătorie. Iar acum vă duc în grădina profesorului de căpșuni, așa cum îi spun apropiații. După întâlnirea cu Petre Constantin, am înțeles de ce majoritatea căpșunilor și roșilor din magazine nu au gust și care sunt fructele care își păstrează parfumul și dulceața. Cum e să fii producător de căpșuni în 2021? Am prins experiență în timp. Ce este drept,
mi-a plăcut agricultura. De copil, pe lângă activitățile, că eu am făcut altceva, alte meserii în viață, dar... Ce ați mai făcut? Eu sunt inginer mecanic, da, specialitatea în mașini agricole, dar am avut, să zic, istoria aia de proletari, am făcut liceul la Seral, deci întâi am făcut o meserie, am lucrat în confecții metalice, am terminat profesional, am făcut liceul la Seral, după aceea am făcut facultatea. Am lucrat în... Nu, inginer mecanic la Politehnică din București, dar specialitatea pe mașini agricole. Da, și după aceea am lucrat în sistemul penitenciar pe linie de logistică. Sunt în momentul de față sunt colonel în rezervă. Deci am lucrat în sistemul penitenciar, dar cu agricultura am cochetat de fiecare dată, în orice moment al vieții. Era partea de relaxare a meseriei și da, moștenim din familie, noi suntem în zonă preorășenească. Localitatea în care suntem aici este o zonă de legumicultori, e zona în care alimenta cu legume municipiul Brăila, dar cei de aici, vița lor veche, se trag din Bulgari. Chiar aici unde suntem era o, să zic, o mică moșie a unui grădinar. Grădinar unde avem noi cultura de căpșuni acum. Și ce suprafață lucrați la momentul acesta? Toată ferma are în jur de 400 de hectare. Avem cultură mare, avem porumb, loturi semințiere de floare, de porumb, de soia și căpșuni. Căpșuni în jur de 3 hectare în momentul de față. Lângă mine mai lucrează și fiica mea, care au și eu suprafață, sora mea, care au luat tehnologia de la mine, practic... Dar cum de ați trecut pe căpșuni? De unde v-a venit ideea asta să diversificați activitatea? Dându-mă o dată prin piață, am văzut căpșuni și m-am întrebat ce-s cu ei, am găsit răspunsul că s-a dus din străinătate. După aceea și emisiunile noastre de televiziune care arătau fructe din import? Fructe din import, da. Și că românii noștri lucrează cu ziua pe plantațiile de căpșuni din Spania, Italia, Germania, Anglia. Atunci am zis, stai puțin, eu știam cultura. Deci la vârsta de 12-14 ani lucram cu ziua într-o livadă apropiată de aici și am lucrat la cules căpșuni când eram copil. Ce soiuri aveți? Pentru că până să veniți dumneavoastră, noi am intrat un pic în plantație și am strâns două fructe. Uitați-vă cât palma mea. Cum demontați mitul că fructele care sunt mari sunt forțate? Da, da, e o problemă asta. Dar să știți că tot piața, întrebarea este foarte interesantă, pentru că aici, în plantația asta de cultură de căpșuni, a venit un gălățean care, deci a plecat de la locul de unde vindeam noi căpșuni, nu a crezut, s-a certat acolo până cineva care știa, domne, du-te că ai 300 de metri și dai de plantație. A ajuns aici, aici dădea telefon fetele noastre, lucrătoarele noastre, au auzit, sunt, văd, dar nu cred. Da, să spunem că așa este soiul lor. Băieții l-au numit portofel. Portofel le zic. Da. Piața, la ora actuală, cer fructe mari, arătoase și așa mai departe. Pentru că noi cumpărăm prima dată cu ori. Vedem prima dată forma, culoarea, după aceea gustăm și atunci când gustăm, începem să dăm nota. Dar e adevărat că fructele mici sunt mai gustoase, mai dulci, este adevărat, mai parfumate? Este adevărat. Dar dumneavoastră ați intrat aici în plantație și nu l-ați luat pe ăla mic și gustos, l-ați luat pe ăla mare și frumos. Păi pentru că este... Dar nu e, aici e problema. Aici e problema. La mine vin prieteni. Ca o curiozitate. Da, la mine vin prieteni pe care îi invit aici cu familia și zicea soția unui... Așa, zice, dar din alea gustoase, bune, da, dacă vreți din alea gustoase, uite, mergeți la rândurile de acolo. Și s-a părut că mi-am bătut joc, i-am trimis la alea mici, i-am gonit din astea mari.
deci vroiau gustoase și le-am spus soiul ăla, într-adevăr, e mai mic, gustos, al dulce, parfumat și așa mai departe. Ce acum, soiuri aveți? Am aflat soiuri, eu, da, sunt 9 soiuri. Să vorbim despre aceste soiuri, că poate îi orientați și pe cei care sunt la începutul investiției în Căpșuni. Fim, dacă deci, tu sunteți profesor, trebuie să o luați așa ca la carte cu lecția. Da. Soiurile noi pe care le cultivăm sunt aduse din import. Deci nu sunt românești. Nu sunt românești pentru că nici nu există. Acolo două rânduri, din peste drum încolo, două rânduri sunt soiuri care zicem noi românesc. Dar el la origine e adus din Italia, dar e aclimatizat de vreo 20 de ani în România. Și cred eu, după cum cunosc eu la Căpșuni, că aș lua gustul nostru de care ne place nou românesc. L-a luat de la sol, de la... Eu știu ce mai, soarele e peste tot, dar solul este puțin specific României, a luat gustul ăla de, și atunci se numesc căpșuni românești. Noi luăm din cultură de meristeme, deci luăm răsadul refrigerat. Aici unde suntem la ora actuală, ăsta, aici au fost plantați în luna iulie anul trecut. Deci au fost plantați vara. Asta este cultură, n-are un an, nu are anul acum. Dar ea produce, ca și cum... Bun, avem căpșuni aceia românești, între ghilimele, soiul despre care ne-ați vorbit. Alt soi? Da. Un soi care e timpuriu, se numește Alba. Da. Altul Asia. Altul Știria, se mai numește unul. Altul Cristina. Și, deci avem diferite soiuri, dar astea două sunt soiurile cu care ne-am obișnuit noi și avem încredere. Ce producții reușiți să obțineți la aceste soiuri? Că bănuiesc că v-ați orientat să aveți producție. Ei, aici e problema. Problema, m-ați întrebat de calitate, de dulceață și acum de producție. Când vrem să alunecăm pe latura producției, trecem la tehnologie sau la super tehnologie, care înseamnă multă mâncare, îngrășăminte și așa mai departe. Da. Dacă vrem să stăm puțin mai domoli, să avem o producție mai mică, dar lumea să ne aprecieze fructul, să zic că am mâncat o căpșună bună, atunci nu ne mai ducem către superproducție, către producție mare și lăsăm să planta să dezvolte așa, cum să zic mai eu, mai natural și căutăm să le facem și o tehnologie naturală. Dumneavoastră, dacă aveți obiectivul și puteți să prindeți la distanța asta, uitați-vă acolo, uitați-vă în zare. Îngrășămintele? Gunoi de graș. Ăla peste săptămâna viitoare va fi întins în viitorul teren unde vor fi plantați căpșuni. Deci, odată, terenul nostru, pământul nostru care este foarte bun și la care trebuie să ținem și poate este un subiect pe care trebuie să-l abordați cu toți agricultorii, noi trebuie să nu ne îndepărtăm de natură atât de mult. Să mergem către ecologie pentru că pământul nostru și zona noastră ne permite să producem grâu ecologic, porumb ecologic, căpșuni ecologici, roșii ecologice. Sau mai bine zis, cu cât mai aproape de calitățile lor naturale. Soiurile astea sunt mai rezistente la boli, la dăunători? Câte tratamente trebuie să faceți? Și aici este o problemă. În tot ceea ce se face la ora actuală, tinzându-se către producții cât mai mari, să se câștige niște calități, de exemplu, să reziste în raftul supermarketului o săptămână. Noi nu ne ducem să facem tratamentele astea, nu avem interesul să stea o săptămână, pentru că noi le culegem la ora asta și până diseară omul le cumpără și le și consumă. Deci nu investim nici în chimicalele astea care sunt cunoscute pentru a mări rezistența și nici nu-i dăm o fermitate căpșunului apropiată de măr, în așa fel ca să reziste mai mult momentul recoltării. De exemplu, astea două fructe, ăsta, de exemplu, mai trebuia să mai stea o zi, cel puțin două, și să lua dulceață și era și mai cald, iar ăsta la altul încă vreo două zile, trei. Da, pentru că are și zona asta necoaptă. Ei, păcând ăla care vine din import, că aici este problema, pe care le găsim noi peste tot, din primăvară până iarnă, sunt culeți în faza asta, ca să se coacă în tir și să ajungă acolo. Ori el în faza asta nu mai acumulează nici dulceață, nici aromă, nimic. Dacă noi îl lăsăm pe plantă,
acumulează dulceață, acumulează aromă și așa mai departe, și atunci omul când mănâncă fructul zice că e natural și e românesc. E momentul recoltării. Da. Același lucru, să știți, se întâmplă și la roșie. Și cei care cultivă roșii nu mai au soiurile noastre autohtone, dar dacă zice am luat roșii românească și mai bună, a luat-o pentru că e culeasă într-o anumită fază de coacere deplină, o desfaci, tu până seara o bagi în salată. Iar ailalta care a luat-o de acolo a fost culeasă acum o săptămână și are alte treburi. Da. Știu că sunteți membru al cooperativei Rom Căpșuni, da? Da, nu. Este Asociația Rom Căpșuni din România. Suntem o asociație la nivel național. Bun. V-a ajutat această asociație să intrați cu fructele în supermarket sau da, singur ați reușit nu. Să intrați în da, marile magazine? Nu, se încearcă. Deci scopul nostru este de a ne uni profesional și de a găsi de fiecare dată, să zic așa, soluții de la răsad, tehnologiile să împrumutăm unii de la alții și desfacerea. Desfacerea, toată lumea vorbește de desfacerea în supermarket. Nu suntem organizați la nivel de țară, nu noi cu Căpșunii, în toate domeniile. Supermarketurile și-au dreptate, le dau dreptate și lor, că e altfel de comerț la care trebuie noi să ne adaptăm. Ei vor siguranță, vor ritmicitate și așa mai departe. Aveți cum să oferiți aceste... Aș avea să ofer, aceste da. Criterii? Aș avea dacă ar mai fi lângă mine încă vreo 20-30 de căpșunari. Și nu sunt? Păi nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Deci aici ar trebui, ca să noi să asigurăm acum să putem să vorbim cu cineva că le asigurăm marfa, să spunem, eu astăzi culeg o tonă, tu mai avem nevoie să treceți drept să dăm azi 5 tone. Tu cât culegi, tu cât culegi, ca să facem cele 5 tone, să pleci în magazin, ei să fie siguri că iau, mâine ne face comandă și la fel să dăm. Deci noi trebuie să ne adaptăm după ei. Poate și ei pentru după noi, dar hai să nu vorbim în curtea noastră. Noi trebuie să ne adaptăm după ei. Cam cât costă înființarea unui hectar? Unui hectar în tehnologia care am eu, în jur de 12-14 mii de euro. Și producția la hectar? Da, dacă ne ducem la 20 de tone, la calitatea asta suntem foarte mulțumiți. Iar referitor la prețul cu care dăm, să știți, când apărim noi pe piață, cu căpșună românească, deja cele din import sunt la 2-3 sub prețul nostru, dacă nu la jumătate. Dar nu ne e frică. Da, o rețetă. Spuneți-ne cum faceți dulceața. Dați-ne o idee. Căpșuni, zahăr și fiert. Atâta tot. Cât se lasă ca să rămână așa întregi frumoase? Ei, aici e problema. Ca să rămână așa întregi, trebuie momentul când se cule căpșunii. Așa sunt căpșunii de sfârșit. Când dau și mai multă zaharină, aromă, ei sunt și mai mici și atunci asta este valoarea lor, să fie căpșuna aproape întreagă. Da, păi tocmai de asta întreb. Am încercat să fac o afacere, să facem să și industrializăm. Și a venit un domn profesor, am așa? Vorbit așa cam cum ar trebui să arate o fabricuță, instalațiile. Și îmi zice, da, aici punem instalația de gelatină. Eu înainte de asta am spus soției mele să aducă, să gustăm, uite așa vreau să fac o dulceață. Când ia omul cu lingurița să simtă parfuma și să ia, să împiedice într-o căpșună. Da. Mai discutăm. Instalația de gelatină. Domn profesor, v-am zis că nu vreau să fac artificial, pentru că fac o paranteză pe unde am fost și excursii în străinătate, din magazine m-am dus și am luat un gem de căpșună. Am vrut și eu să văd, și mă uitam și la preț, cantitate și calitate. Am luat și mereu când vedeam că este... Așa un geleu? Da, totul era uniform. O pastă, și da. Nu-i ce vreau eu să fac. Uh-huh. Și într-un final îmi zice să enervează puțin după ce îi spun fără gelatina asta. Vreau să fac cum te-am servit eu, cu butei de acum făcut de soția mea. Era în industria, profesor în industria alimentară. Așa. La facultatea de... Și... Se enervea și îmi zice, domnul profesor, dacă nu puneți gelatină, nu sunteți eficient sau nu sunteți rentabil. Rentabil. Și am oprit discuția.
Și chiar vă opriți? Nu știu, să vedem. Copiii aș vrea să-i interese. Scrie aici gustați. Dulceață de căpșuni din ferma bunicilor. E foarte frumos și apropo de chestia asta, exact la bunici găsești gemul ăla sau dulceața cu fructe întregi. Noi în România ar trebui să conservăm puțin vechile rețete. Rețetele și modul de viață, și că se va întoarce toată Europa către noi. Vă las ocazia să transmiteți un mesaj colegilor din Breazlă. Ce le-ați spune? Să ne apucăm frumos de treabă. Avem ce face. România are și capacitatea, vreau să zic, și terenurile bune, dar și oameni de calitate care pot să asigure, în ceea ce privește cultura căpșunului, dar și la multe poate să asigure o căpșună pe masă pentru fiecare român. Am promis la începutul acestui sezon că îi voi lăsa pe fermieri să spună cum se vede România din ferma lor, așa că să-i ascultăm. Noi avem satisfacția muncii împlinite, ni se pare o țară care merită să trăiești, să-i dorești un viitor bun. Eu sunt fost navigator în Germania în 79, eu știu ce e acolo și ce e. Noi avem o țară de roți, o frământă. Și zicem că e democrație. Fără lideri adevărați sau competenți, viitorul pare incert. Atât un singur cuvânt. Okay. Din punctul meu de vedere, România este o țară minunată, din toate punctele de vedere, doar că un singur lucru lasă de dorit, aceia sunt conducătorii țării noastre. Riscul de a părea visător, chiar cred că România este o țară frumoasă. Avem și o doamnă. Sunteți fermier? Da, de 40 și puțin fermier. Pentru mine România din tractor și chiar conduc tractorul, se vede frumoasă, îmi place să trăiesc în România. Pentru mine România este țară minunată și frumoasă, văzută chiar din tractor. România este salvată din toate punctele de vedere de agricultură. Având în vedere că nu mai avem nimic colateral agriculturii, respectiv fabrici de tractoare, fabrici de mașini agricole, fabrici de îngrășăminte, care în exclusivitate aparțin străinilor și noi nu facem altceva decât să le cumpărăm de la ei, că nu avem încotro, cu un procent foarte mic mergem din punctul ăsta de vedere la dezvoltarea României. Păcat de România că așa priveliște și așa țară ca a noastră nu o găsește. E completă. Are munți, are păduri, o agricultură de invidiat și pentru că este de invidiat sunt toți străinii cu ochii pe ea. Că e o țară frumoasă, minunată, mă mândresc că trăiesc aici, dar eu o văd fără nicio viziune. De 30 de ani e o brambureală în această țară. Brambureală care de fapt s-a întins și asupra ceea ce înseamnă agricultura și care sincer, ar fi trebuit să domine Europa de la un anumit nivel. Eu mi-aș dori totuși, și asta o spun după ce am văzut treaba asta, mi-aș dori neapărat ca cineva să trezească și să lupte ca România să aibă o strategie, ceva, unde ne îndreptăm, ce vrem să facem. Stăm așa și umblăm numai într-o brambureală sau trebuie să avem niște direcții? Dacă nu le avem, nu facem nimic. E o țară frumoasă, o țară bogată, e o țară cu oameni frumoși, deștepți, dar vreau să fac un apel către agricultori și să vă spun, agricultori, uniți-vă! Acest uniți-vă, spus cu lacrimi în ochi, poate fi un îndemn adresat tuturor românilor, care, transpus în toate domeniile vieții noastre, ar putea ajuta România să renască. Călătoria mea continuă. Ne vedem data viitoare. Pe curând!